În niciun caz, tot ce s-a stricat în atâția ani nu poate fi rezolvat în primele două luni. În primele două luni am constatat că ceea ce v-am relatat foarte pe scurt aici. Singurul lucru care am putea să-l demonstrăm este că am înțeles despre ce este vorba. Urmând ca pas cu pas să începem să corectăm toate aceste defecte. Dar nu pot să vă dau un orizont de timp, va depinde foarte mult de ce resurse. În ceea ce privește resursele umane, avem clar și în săptămâna trebuie acum, în această perioadă, am amânat puțin pentru că e referendum, pentru că s-au dat peste noi alte probleme. Dar Colegiul Ministerului are în acest moment elaborată, urmând să adoptăm în Colegiu, o strategie, să corectăm, de fapt, vechea strategie și să o repunem și pe masa Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care să corectăm aceste lucruri. Adică luați în calcul varianta unor reangajări dintre cei pe care ați concediat? Este o chestiune punctuală. Întâi trebuie să ne definim noi exact ce dorim și ceea ce dorim, cum putem materializa. Dacă acel cum putem materializa presupune și reangajări, vom încerca să facem și reangajări. Dacă nu, sunt erori care nu mai pot fi corectate niciodată. Dacă ar fi să caracterizați în un singur cuvânt tot ce ne-a spus până acum? O prostie. Incompetență a celor care au condus acest minister până acum. Pun. Deci noi avem datele pe ultimii 2 ani aici. Pe ultimii, nu ne-am dus mai încolo, că... Adică 2010-2020. Deci va trebui să ne reevaluăm toate tipurile de costuri. Și am discutat acest lucru cu colegii mei, cu domnul Căbulea, cu domnul Dobre, domnul Căbulea cu ordine publică, domnul Dobre cu administrație, să încercăm totul. Deci cum să vă spun? Eu vin totuși din mediul universitar, dar și mediul privat. Nu se poate la 20.000 de autovehicule care noi le avem să plătim motorina cu, sau benzina la un anume preț. Nu normal, trebuie negociat un preț cu 20% mai mic sau cu 30% poate mai mic. Sau să negociem la nivelul inspectoratelor astfel încât mașina pompierilor din Cluj, că nu știu așa mai bine, nu se poate aproviziona numai la un PECO care unul e în Deș, unul e în Turda. Și pentru o misiune trebuie să mai faci 50 de kilometri ca să-ți faci plinul. Deci trebuie să găsim soluții de eficiență. Păi așa s-a întâmplat. Deci toate le vom renegocia și toate le vom repune pe bază de eficiență. Asta e. Dar tot ce am făcut până acum, am văzut și la alte ministere. Fel de fel de situații. Până la urmă, nu-i vorba despre, cum să spun, n-am constatat furt din banul public. Dar am constatat o prostie cât statuia lui Matei Corvin din Cruce Mare. Răspundem la orice întrebări. Că sigur că da. Sigur că da. Atâta timp cât eu constat, sau noi constatăm, că au crescut toate tipurile de infracționalitate din țărișoara noastră, că siguranța cetățeanului este sub nivelul pe care ni l-am dorit. Păi asta nu e o chestiune de siguranță națională. Până la urmă, în condiții de siguranță cetățeanului, de liniște, de ordine publică, altfel merge omul la serviciu, altfel își lasă copilul acasă. E mai eficient, nu se gândește ce s-a întâmplat într-o leu, în tramvai, etc. Deci clar că este o chestiune ce ține de siguranța publică. Nu ce se atâta? Nu foarte curând, că se va întruni. E programată în mod normal până la finele acestei veri, început de septembrie cel mai târziu, în care vom aproba această strategie și în CSAT și în Guvern. În care vom avea puncte, sigur, care ulterior vor trebui, după aceea, unele finanțate, unele decizii, unele schimbare a unor legi, unele... Există lege în Parlament, de exemplu, pe codul rutier, cred, nu? În care ce ne învață unii colegi de-ai noștri, că dacă, nu știu, dumneata ai făcut ceva pe raza județului Cluj,
nu te poți judeca cu mine stat în Cluj, numai unde ai dumneata domiciliu, adică în București. Și atunci tot pe cheltuiala mea se aduc aia primator, polițistul, se aduc până în București. Dar dumneata ești infractorul, nu eu, statul. Dar ce vă spun, cum, statul poate să plătească. Se aducă 5 cu trenul până în București, le da 2 zile de drept, se scoată de la servici. Mulți dintre șefii din 2010 sunt și acum. Pe cei care, pe cei care vor înțelege despre ce vorbim în acest moment, și eu voi constata, sau conducerea mea va constata, nu-i vom schimba. Vom constata că într-un sistem în care totuși e oarecum într-o disciplină de asta ierarhică, n-a putut omul face mai mult. Dar acum, fiind o altă deschidere, este dispus să nu fac un obiectiv din a schimba oameni. Am un obiectiv din a schimba mentalități, dacă voi reuși. Adică, mi se pare că ați mete șalare, era o problemă de ministeria, de șefia ministerului și că acești... Cu siguranță, da. Cu siguranță, noi ne tot încurcăm în... Cu siguranță, da. Adică, subalternii ministri nu aveau nicio vină, că au pus în aplicare o strategie guvernamentală. Corect. O singură întrebare de referendum. Luați în calcul pe aia. Deci noi despre referendum, domnul ministru Dobre, vă putem răspunde mai multe. Noi luăm în calcul, răspunzând nemijlocit de această treabă. Noi luăm în calcul aplicarea în tocmai a legii care guvernează azi acest referendum. Nu stă în capacitatea noastră nici să schimbăm, să punem două zile, nici să schimbăm cu o oră, nici dacă legiuitorul, respectiv Parlamentul României, va modifica într-un fel sau altul, noi suntem pregătiți să facem față organizării indiferent de variantă. Dacă trebuie să fie jumate plus 1 sau trebuie să fie 2-3 sau trebuie să fie 3 zile sau să modifică ora, că nu e de la 8 la 8 cum e acum, 8-20 și de la 7 la 21, 7-21 ne organizăm. Deci în acest moment noi suntem doar organizatori. Singurele lucruri care le vom face în plus va fi legat de o comisie de transparență, care nu, nici aia nu este în plus, ci este în logicul, în logica firească a lucrurilor, astfel încât ONG-uri, dumneavoastră, presa, cu care să aibă acces permanent la toate activitățile care noi le facem. Și de asemenea un tel verde, astfel încât în ultima săptămână toată lumea să aibă unde suna, dacă sunt probleme și altele care noi nu le-am constatat, dar le constată orice cetățean. Astfel încât referendumul în sine să poată fi organizat legal din punctul nostru de vedere, și să aibă și transparența totală, necesară, astfel încât și opinia publică se poate constata cu ușurință și legalitatea și corectitudinea acestui demers. Poate să avem două zile, ați cereți suplimentarea bugetului alocat Ministerului, va ajunge cele 95 de milioane? Păi nu 95 de milioane la noi. 95 de milioane este de la Birou Electoral Central, la Autoritatea Electorală Permanentă și așa, până să ajungem la noi, vă anunț că nu se... Bun, asta impune suplimentarea bugetului. Pe partea de operativ, adică în ziua referendumului, noi ne-am propus, ca să nu fie turism electoral, vom avea patrule în toată țara, vom filma orice autocar, autobuz, microbuz, etc. Vom analiza orice mișcare de acest tip. Preventiv. Autoritatea Electorală Permanentă va putea în următoarele 60 de zile să constate orice fel de vot dublu. E pușcărie de la 6 luni la 5 ani pentru cine va încerca. Da. Pentru a scădea apetitul unora de a face așa ceva, vom avea o desfășurare de forțe masivă. Sigur că dacă e nevoie să facem acest lucru două zile, vor apare unele cheltuieli, care în acest moment nu le putem, adică n-aș putea să spun o cifră exactă, ce m-ar costa să mențin încă o zi, să fie două schimburi, patru schimburi, etc. Dar vom, dacă se va decide așa de către cel care are dreptul să decide respectiv Parlamentul, ne vom adresa Guvernului să ne suplimenteze, vom motiva, pentru că nici acolo nu obții numai pe cer. Trebuie să motiveze exact pentru ce. N-am înțeles. Veți fi mult mai atenți, mai nu. Atenți nu. Nu. Ne-am propus să fim extrem de atenți și extrem de motivați pentru că acest referendum să se desfășoare în perfect ordine. Că sunt observatori europeni, că nu sunt, că sunt 3 ONG-uri în Comisia de Transparență sau sunt 327, egal. Asta este obiectivul nostru, a tuturor celor de aici și nu numai. Și acest lucru sper să reușim să-l îndeplinim, astfel încât să nu existe comentarii negative la adresa organizării.
Păi niște nume am tot dat, de două luni tot dau câte un nume, adică am schimbat mulți din cei care erau în conducerea ministerului până în acest moment. În care evident erau lucrurile insuficient de bine coordonate, vizibil și la care am avut, să spunem, informații imediate. Este un proces care va continua. Da, vă puteți aștepta. Repet, nu acesta mi-este obiectivul. Cei care, prin ceea ce au făcut în aceste două luni, prin ceea ce vor face, că e pe partea de ordine publică, că e pe partea de administrație la domnul Dobre, egal. Nu este un proiect al nostru să-l schimbăm pe Popescu neapărat. Popescu poate să avea avut, să-și fi îndeplinit atribuțiile, niște constrângeri în care n-a fost suficient de performant. Dar în noile condiții, este performant. Nu va fi schimbat acel Popescu. Deci nu ăsta este obiectivul, repet. Obiectivul este schimbarea mentalității unora dintre colegii noștri care zice, ăsta e statul. Statul poate să suporte orice. Nu poate să suporte orice statul. Și managementul performant înseamnă și pe resurse umane, și pe resurse materiale, foarte mare grijă de fiecare bănuță. Vă duceți în Germania și cât o fi de bogătașă doamna, când îi dă un fenii rest, îl ia și îl bagă în pormoniu. Nu-l lasă acolo, că e prea... nu există așa ceva. Și asta trebuie să facem. Și pe partea de ghid al carierei, la fel, nu poți să fie performant. Putem să cerem acestor colegi ai noștri să fie și temerari și curajoși, timp în care nu-i dai nici măcar perspectiva. Mă, dacă îți faci treaba tot timpul corect, tu vei fi ofițer, major, colonel, comisar, șef și așa mai departe. Adică nu poate să fie la îndemâna permanentă a unor pofte a celor care conduc la un mandat vremelnic. Trebuie să aibă substanță profesia lui. De-aia evităm rogul. Politice, domnișoară. Politice, ce să ne încurcăm în ziua asta? Domnule ministru, referitor la referendum, în baza cărui cadrul legislativ se va organiza, ordonanții de urgență sau o decizie, ce cere? Astăzi, când noi vorbim, nu există decât un singur cadru legislativ. Unul singur. Ordonanța. Ordonanță. Dacă se mă... Bruxelles, domnul Ponta spunea că în timp ce în România se vorbea despre respectarea ordonanței, domnul Ponta spunea la Bruxelles că se va respecta decizia Bruxelles. Deci... Domnul prim-ministru, guvernul român, în numele guvernului, a solicitat președinților celor două camere să se reunească Parlamentul, să găsească soluție de armonizare a pozițiilor de până acum din toată legislația care guvernează acest tip de activitate numit referendum. Sper să se întâlnească. Cum? Nu există o altă instanță în această țară, alta decât Parlamentul României, care să decide ceva. Da, în acest moment. Poate trece referendumul când se decide Parlamentul? Nu cred. Deci eu cred că trebuie să mizăm pe responsabilitatea tuturor. Adică poate de 2 milioane de dolari. Deci în România, în acest moment, sunt 18.308.612 cetățeni cu drept de vot. Da? Din acești 18 milioane, nu știm câți dintre ei se află în, fizic în România și câți sunt în străinătate. Ceea ce... Cum? Nu. Dumneatale, nu să știi. Nu știi nici dacă... Nu știi treaba aceasta. Noi aproximăm. Institutul Național de Statistică, în timpul recensământului persoanelor și locuințelor, el încearcă să-ți spună, că se duce la fiecare acasă, asta face un recensământ. Se duce și întreabă și îi spune soția lui, soțul lui în Italia. De când? De 6 luni. Băiatul dumneavoastră, aveți un băiat de 24 ani. Da unde? În Spania. De când? De 7 luni. Când vine înapoi? Păi numai peste un an. Și aia e relativă dacă spune adevărul, că poate el să fie în Cape Town, când spune că e în Italia. Și în felul ăsta, la finele recensământului, poți să spui, la data respectivă când noi am fotografiat toată această situație, aveam 3 milioane de români în exteriorul granițelor. Unii de 6 luni, alții de 12 luni, alții de 2 ani. Dar de pe listă, asta este o informație care o ai, știi despre ea, dar nu poți utiliza în procesul electoral.
în procesul electoral se utilizează CNP-ul. În România sunt atâția oameni care până în 29 împlinesc 18 ani. În data de 24, domnul Dobrenu, ale acestei luni, încheiem această listă. Până în 24, că noi toți sunt trecuți pe liste cei care vor face 18 ani până în 29. Dar nu pot să anticipez cine va deceda până în 29. Până în 24 ale acestei luni, pentru acest referendum, aceste liste se modifică. După care se înghează și cei care, Dumnezeu să-i odihnească în viitor, cei care vor muri între 24 și 29 rămân pe listele electorale, că nu mai ai cum să-i ștergi din listă. Deci asta poate să însemne o eroare de, nu știu, 1000 de persoane asumată. Dar în orice țară din lume se asumă. Poate că n-ai cum să tai de pe liste până în ultima zi. Pentru că listele se multiplică în 24, se dau la fiecare listele finale. Și alea sunt. Vor fi mai puține secții de votare regionale sau locale care sunt la alegerile... Domnul Dobrevi. Deci, delimitarea secțiilor de votare la intern se face de către prefecturi. Stabilirea secțiilor de votare la extern se face de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul Apărării. După comunicarea care am avut-o de la Ministerul Afacerilor Externe, sunt 142 de secții organizate de Ministerul Afacerilor Externe și sunt 8 secții care sunt organizate împreună cu Ministerul Apărării pentru cei care sunt pe teatre, din care 7 secții în Afganistan și o secție în Kosovo. Încă o dată. Vreau să vă spun foarte clar. Procedura de organizare a referendumului este în derulare, ea este în conformitate cu legea 3/2000, cu modificările aduse prin ordonanța de urgență a Guvernului. Dezbaterea care este nu se referă la organizare. Aici lucrurile sunt clare. Și vă spune un om care l-a organizat și în 2007, tot eu am organizat referendum. Este o problemă și o dezbatere legată de validare, condițiile de validare. Dar noi, cei care organizăm, ne vedem de treabă. Biroul Electoral Central și birourile electorale de circunscripție, de secții, își văd de treabă conform prevederilor legii, constată rezultatele, întocmesc procesele verbale, se centralizează la BEC și la sfârșit Biroul Electoral Central de transmite Curții Constituționale care ia decizia finală. Domnul ministru Rus, o scrisă o bancă trecută cu politici și să rău platnici. Ce le-ați răspuns? Sau ce, cum gestionați această situație? Orban. Ia o știe. Reacția mea este una foarte simplă. În această lună vom da polițiștilor până la jumate din drepturile de 2011 și până la finele verii toate drepturile restante pe 2011. Adică Ministerul își va plăti obligațiile către salariații săi la zi, în următoarele două luni. De acolo încolo, rău platnic și bun sau bun platnic la bancă este o opțiune și o atitudine personală. Nu este una a instituției. Deci eu ce pot să ajut în legătură cu asta este să le dau oamenii drepturilor care li se cuvin. Și acest lucru am luat toate măsurile necesare să se întâmple. Lucru care nu s-a întâmplat până acum că suntem în iulie 2012 și cei care au stat la conducerea Ministerului n-au plătit drepturile oamenilor din 2011. Cum? Retroactiv. Păi retroactiv. Nu retroactiv e dacă dai în 2012 pe 2011. Și cu ordine al Poliției Române, că șefii din Poliție nu au presi și apreciei în perioada asta referendumului? Nu este un ordin. Este o, mai degrabă o rugăminte sau o solicitare a ministrului direct. Sigur că s-a făcut prin șeful Poliției Române. Eu am cerut domnului Căburea, domnului Tobă, astfel încât în perioada aceasta să se limiteze la minimum concediile de odihnă și să trateze individual o situație în care cineva și-a luat, chiar dacă e funcție de conducere,
și a plătit un bilet de nu știu când cu soția, cu copiii, să poată să plece în concediu, rămâne altcineva. Dar am solicitat să nu existe, deci doar chestiuni... Deci e o rugăminte lui, adică cine nu respectă rugămintea, nu e... Nu e împușcat mâine dimineață, da. Lucrul ăsta e valabil și pentru prefect, sub prefect, toată lumea. Toată lumea, cineva trebuie să organizeze treaba aceasta. Deci nu putem acum merge noi în concediu și oamenii să meargă la referendum. Da. Nu le comentez nicicum, suplimentar. Am spus că relațiile dintre Direcția Generală de Informații a Ministerului și Protecția Ministerului, celelalte structuri, DNA, parchet general, etc., sunt unele funcționale și le apreciez ca fiind foarte bune. Că în interiorul fiecare din aceste instituții, pentru că vedeți și procurori au stat, și judecători au stat, și ofițeri de poliție, și ofițeri de informații, că în interiorul fiecare există uscături, este variantă validă, funcțională și la noi și în Statele Unite ale Americii. Dar ancheta a contribuit chiar de DGPI, nu? Pentru depistarea acestei situații. Da. La această anchetă a contribuit chiar de DGPI. Iar persoana în cauză în acest moment se supune rigorilor legii. Deci a fost delegat altcineva la comanda secției din serviciului din județul respectiv, i s-a luat dreptul de acces la documente secrete, etc. Și pe măsură ce avansează ancheta și intră sub o anumită rigoare, se vor lua celelalte măsuri administrative în conformitate cu legea. Și ce poate face? Nu vorbim despre DGPI fără acestea informații, dar nu face. Dirigează circulația? Dirigează circulația în interiorul Direcției de Informații, că nu... Nu în Bulevardul Magherul. Acolo e un alt serviciu care se ocupă. Sincer să fiu, în momentul ăsta nu pot să fac o comparație între cât au fost 2007 și 2000 și câte sunt în 2012. Ceea ce însă pot să vă asigur că vom asigura toate materialele necesare, buletine, tăvoți, stampile, tot ce trebuie, mult peste cifrele normale în care se votează în exterior, tocmai ca să nu fie nicio problemă. Poftim? Da, inclusiv. Deci, inclusiv de data aceasta, dat fiind faptul, față de alegerile locale, în care cel din secție îți dătea 4 buletine de vot, da? Luai 4, te duceai, te uitai după aia în fiecare buletin, dacă e USL, dacă e PDL, dacă e așa mai departe, dacă e consilierul local ăla pe care tu îl știi. Asta putea să dureze 2-3 minute, un vot. Pe funcție de câte cabine, atât se poți vota. De data aceasta se poate desfășura votul cu viteza lui Baconski, de adevărat, de la Paris. Acum chiar se poate, deci acum Baconski e valid, pentru că nu ai nici după nume nu te uiți, că e Băsescu, că e Geoane, că e cine, nu, zici da sau nu, da sau nu, l-ai de acasă în minte, în mod normal, că nu te hotărăști atunci, ai luat un A5, ai intrat, ai pus o ștabilă, ai plecat. Deci, în realitate, noi apreciem că viteza cu care timpul fizic necesar unui vot va fi extrem de mic, sub un minut de persoană. În consecință, se va putea desfășura în condiții normale votul. Din... În jur de 40.000. Și unde pot vota și fiecare unde ești, sau dacă am dat... Deci se poate vota pe liste suplimentare, dar planificarea la secțiile de votare se face în așa fel, vor lua secțiile în primire sâmbătă seara până la ora 18, până în ziua de duminică, se vor schimba în jur de ora 9:30, în așa fel încât se poate vota în viața zilei de duminică. Se vor schimba în interiorul zilei și sau votează pe liste suplimentare. Dar vom avea aceeași structură de organizare ca și la locale, în care reprezentanța IGPR-ului și al Ministerului vor fi în toate județelor și vor superviza întreaga activitatea inspectoratului județean respectiv. În mod clar, instituția va munci mai mult în perioada aia, dar politicii vor primi ore suplimentare, cum se va face? Și mai ales dacă se organizează
dați, le promiteți prime? Prime. Da. Nu, nu putem anticipa acest lucru. Deci asta, repet, tot ce se va decide legat de modificarea cadrului legal în care se derulează acest referendum, se va întâmpla în Parlament. Premii, ore suplimentare, dacă nu dai ore libere. Asta e procedura. La bogat se dă premii, la ăștia mai necăjiți se dau zile libere. Și, da, și felicitări verbale și așa mai departe. Avem un sistem de diplome și de asta. Asta este. Până când vom depăși și noi această fază de existența noastră. Dumneatale, dacă eu țin conferința asta de presă până mâine dimineață, îți plătește cineva? Cum face? Ia încearcă. Rămâi aici, te rog, până mâine și vezi ce se întâmplă acasă. Ori îți dă bani liber, ce ți se întâmplă? Dumneatale, nu ți se întâmplă, dar în sistemul nostru asta se întâmplă în mii de situații în fiecare zi. În fiecare zi. Asta. Poate că au discutat eu personal n-am participat la o astfel de discuție la conducerea USL-ului, dar poate că au fost o astfel de discuție în zilele acestea despre care eu nu știu. Repet, noi am mai făcut și eu am organizat încă un referendum în 2003 sau când a fost 2003. Și domnul Dobre, amândoi am organizat, atunci a fost pe două zile. În două zile organizat referendumul și acum, fiind vacanță, fiind concedii multe, poate că până la urmă scopul este ca un număr cât mai mare de cetățeni să-și exprime dreptul de vot. Dacă acest drept îl poți asigura făcând două zile acest lucru, poate că este mai bine decât o singură zi. Dar, repet, decizia mea e la noi. Eu voi agrea varianta pe care punct. Părerea mea, părerile personale tind ca valoarea asimptotică către zero. Știți treaba asta. Deci fără ca în spate să aibă o fundamentare științifică solidă. În acest moment nu am în spatele opiniilor mele o documentare științifică atât de validă încât să emit păreri competente, competitive și demne de a fi luate în seamă instantaneu. Dar cred, ca să nu rămâneți fără răspuns, cred că probabil două zile ar fi mai bune decât o zi. Poate că ar fi suficient dacă se ajunge la schimbarea legii și noi vom susține și vom propune ca minister, ca și așa, extensia măcar a orelor, pentru că în lege este 8-20. Măcar o extensie de la 7 la 21. Fiind perioada de vară, e zi, e lumină până la 21. Dacă nu va decide Parlamentul să facă în două zile. Nu, și alegerile locale au fost 7-21. Deci, am avut alte alegeri cu 7-21, dar în vechea lege a referendumului a rămas 8-20. Aia nu s-a mai modificat. Nu s-a modificat, a rămas așa în conformitate cu... Dar dat fiind perioada, nu e târziu la 8:30 să mergi la vot sau la 9 până în sfert. Deci, concret, să se țină un calcul de ore, de voastră? Da, dacă va exista o astfel de discuție. O astfel de dezbatere. Deocamdată nu avem cadru în care să ne exprimăm o astfel de dorință. Domnul Dobre, cum vor fi buletinele? Așa cum am mai discutat chestiunea asta. Haideți să ne înțelegem. Buletinul trebuie să fie același. Și la Oakland, și la Ciorești, și la București, și pe Malul Mării. Pentru că dacă sunt înseriate, votul este universal și secret. Îl dă în parte acolo, notează ultimile două cifre și spune, dom'le, tu ai votat așa. Un singur om, dacă nu are garanția secretului votului, încălcăm Constituția. Buletinele sunt identice, ele nu pot fi diferite. Ștampilele de votat sunt
identice pentru tot teritoriul național și pentru secțiile externe. Ștampilele de control ale secțiilor de votare sunt personificate, chiar dacă sunt 8 secții în aceeași școală, fiecare secție are ștampila de control imprimat numărul ei. Deci știți că toate buletinele de vot care sunt utilizate au ștampila de control. Nu poți să iei de la o secție la alta. Deci sunt reguli care le respectăm, le-am respectat și la referendumul precedent și le-am respectat tot timpul. Da, deci pentru a evita situația pe care colegul dumneavoastră a expus-o, vă mulțumim pentru prezență, cred că ne-am încadrat în... Da. Vă mulțumesc și vă doresc succes!